ridici mâna pentru a mângâia. Deschizi gura doar pentru a țipa. Lași urme de durere și rușine. Cândva am fost la fel de prost ca tine. Nu ridici mâna pentru a mângâia. Deschizi gura doar pentru a țipa. Lași urme de durere și rușine. Cândva am fost la fel de prost ca tine. Dimineața v-ați așezat la masă, dar copiii tăi se uită în pământ la ei în casă. Sunt speriați, liniștea e apăsătoare. Se aud doar două linguri ce amestecă în pahare. Și n-au curaj să-și privească mama. Au văzut deja la baie că încerca să ascundă rana. Că ai venit târziu aseară mor de bea. Dintr-o dată când mâncai te-ai oprit și ai turbat. Ai aruncat cu telefonul în perete. Farfurie a zburat pe biciclete. Mijlocul nopții și vecinii din prejur auzeau doar vocea ta cum scuipa în jurături. Ridici mâna pentru a mângâia. Deschizi gura doar pentru a țipa. Lași urme de durere și rușine. Cândva am fost la fel de prost ca tine. Îndrăgostită la o vârstă foarte, cum e toți adolescenții în ziua de astăzi, fără minte. Mama mi-a făcut porbura ca să nu mă supere, să nu zică că vezi, dau neplec după el sau astea, a acceptat. În jur de 21 de ani avea el. Tot timpul era foarte atent cu mine, vorbea frumos, se purta frumos, n-a întrebat niciodată măsura, să zică că vrea întotdeauna mai mult. Foarte frumos se comporta cu mine. La o anumită perioadă de timp a început să se schimbe după ce ne-am luat, când am întrebat în concubinaj. A început, a apărut fetița și a început să se schimbe. Trebuia să ducă la muncă, eu eram mică, nu puteam, de-a făcut fata aproape la 18 ani. Trebuia să ducă să muncească, muncea ce muncea, trebuia să găsească un motiv. Nu mi-am dat seama că nu-i plăcea munca, totuși aveam încredere în el, tot ce spunea pentru mine era lege, uneori mă certam cu mama pentru el. Și încet, încet, poate unde am început să cresc, am început să văd altfel lucrurile, am ajuns la concluzia că nu-i plăcea munca. Venea beat, nu aducea nici bani, nici pe mine nu mă lăsa să muncesc, era gelos. Foarte multe, deci nu ne lăsa să dormim până noaptea, scandaluri, nu aveam voie să am nici telefon. Poliția venea, zicea că nu are ce să ne facă, să plec. 3 ani am fost bine cu el, după 3 ani a început să fie violent. Mă bătea în fiecare zi și se mai lua și de copii, mai bătea și copii. Bea și nu mai știa de capul lui. A doua zi nu mai era așa. După ce se trezea, zicea că nu, că n-a făcut el. Așa m-a bătut până m-am și îmbolnăvit. De fiecare dată când bea, dă în mamă, o lovește și nu suport să văd asta. Fetița cea mare se bagă, dar o dă afară din casă. Ori o ia și o ia, ori o ia la bătaie și pe ea. Dacă nu iese afară, o ia la bătaie. Cam greu e să găsesc o zi care să nu fie beată sau să nu fie agresată. Deja pe cea mare se cunoaște la ea că e afectată. Într-o seară, asta s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, a dat în mama, m-am băgat pentru ea și m-a dat afară. Am plecat și m-am dus la sora și fratele mamei mele. Și acum sunt acolo. Nu a încercat să vină după mine niciodată când am plecat. De fiecare dată când bea, încearcă să dea mine. De multe ori mă apăr sau intervine mama. Atunci când nu e beat, nici măcar nu vorbește cu noi, mai mult doarme. Și dacă îi spui, tată, uite, nu e bine ce ai făcut aseară, mi-ai vorbit într-un fel sau ai dat în mama sau ce fel de chestii face el, pur și simplu nu mă bag în seamă sau mă ia la mișto.
râde de mine sau spune ceva de mine care nu e adevărat sau mă jignește. Când era mai mică, tot timpul vrea să stea numai cu mine, pe mine mă oprea chiar dacă o gonea pe mama. Dacă nu eram eu, spărgea totul prin casă, trebuia să stau să-l calmez eu. De mică am fost învățată cu asta, așa că nu e ceva nou pentru mine. Ai urlat la ea că totul a fost prea sărat, fără să știi că ea mici stăteau ascuns sub pat și se țineau de mână în timp ce tu în dormitor o loveai cu palma pe femeia vieții lor. Ți-arunci neputința pe soție și îți amputezi copiii încă din copilărie. Le umpli viața de rușine, prostule, cândva am fost la fel ca tine. Nu ridici mâna pentru a mângâia, deschizi gura doar pentru a țipa. Lași urme de durere și rușine, cândva am fost la fel de prost ca tine. A început să facă pe ea, în fine, a avut multe repercusiuni. Am stat la psiholog, am făcut vreo 3 luni de zile injecții la greu, plus pastile pe gură. Când stăteam cu el, parcă eram menajer acolo, nu eram fata lui. Mă punea să spăl vasele, să-i fac patul, mă punea să-i încălez mâncare și să-i aduc la pat de dimineață. Dar am găsit-o vai de capul ei când am intrat cu poliția, cu spăla într-un lighean și era murdară și spăla niște rufe, nu știu ce, deci... Imaginea aia nu dispare din ochi. Într-o zi mi-a dat o palmă tare pe spate și una aici, dar foarte tare. De m-a aruncat în pat. De ce? Era foarte beat, era la o femeie care a fost bona mea când eram eu mică și pe acea femeie o făcea mereu bețivă, o înjura și... El s-a enervat așa de tare încât o înjura și a început să țipe și am zis să mai fac așa și mi-a dat mare palmă aici. M-am și toată, am căzut pe pat, era să mă dea cu capul de masă. Nu putea să mănânce, nici acum nu prea, așa că dacă ea nu prea mânca, nu prea îi dădea să mănânce, stomacul ei era deja micșorat. Și m-am chinuit foarte mult să o aduc pe drumul ce bun cu alimentația cu stomacul și acum cam de 2-3 ori pe an îmi face enterocolită. Era un om foarte violent cu timpul, deci și după nașterea băiatului a început să fie mai violent. Am stat și cu Chiria, am zis că poate toate certurile și toate, zic, pornesc că unde suntem, unde stăm cu toți în curte. Ați văzut, e o singură intrare, e o singură ieșire, te lovești unul de altul. Și am zis să încerc posibilitatea, hai să mergem cu Chirie. Deci am căutat toate posibilitățile, totul să am o familie, să fie bine. Da, e bun. E nemaipomenit. Și? Tu ce ai făcut azi la școală? Păi, am mers la tablou. A fost foarte la ce? Ușor. La mat. Și cum? Am fost ușor. Bravo. Și? La română? A fost bine. Am citit, am avut Baltago. Wow. Da. Ne-am pus să facem rezumat. Și testele alea, la simulare care le-ați făcut, când vi le aduce? Pe 7 martie. Tocmai atunci? Da. Wow. Să fie pe o martie de ziua femeie. Să fie, da, să n-ai un cadou frumos, așa, da. Nu, ca să... Am plecat să facem sărbători la țară. Eram cu toți de Revelion, Crăciun, foarte frumos a fost Revelionul, foarte urât, foarte brutal. La ora 12 noaptea, când toată lumea dădea noroc și la mulți ani, eu mâncam bătaie. Un moment foarte tragic, chiar nu vreau să-mi aduc aminte de acele momente și... Nu vreau să-mi amintesc nimic din tot ce a fost. Prima dată eram la masă, până la 12 noapte. Eram la masă, liniștiți, ne uitam la televizor. Până în 12 noapte îmi dă o palmă, stăteam cu el la masă, deci fără să-i zic nimic, absolut nimic, nu ceartă, nu nimic, îmi dă o palmă, da, o palmă de mi-a întors fața la șifonier. Zic, da, de ce dai în mine? Că așa vreau eu, fă. Și de atunci, da, a început palmă cu... M-am mâncat bătaie cu... Că exact ca un bărbat, nici cred că un bărbat nu bătea așa o femeie. Cu picioarele, cu pumnii, cu capul, cu ce a putut el să dea, m-a trântit jos, m-a călcat în picioare. Am avut un blocaj. Nu mai puteam să mă mișc, nu mai puteam să fac nimic. Puteam doar să privesc. Te sperie. Da. Și a doua zi când a venit tatălui și i-am explicat ce hai, iartă-l, zice că nu o să mai fac așa. Mama lui zice, și eu am trăit la fel, zice, cu tatălui, zice, și uite că într-un timp, într-un final, zice, s-a liniștit, zic, într-un final, când s-a liniștit, zic, la bătrânețe,
s-a liniștit, zic, și o să trăiesc aceeași viață, zic, eu nu pot. Eu în familia mea, zic, eu n-am văzut așa ceva. Acum te mai întâlnești cu tatăl tău? Nu. Și-a cerut vreodată iertare? Nu, și nici nu cred că o să facă. Măcar de-ai ști să vorbești, dar tu iarăși că o lovești. S-a arăs că-ți pasă de casă, iar fi de ajuns te gândești. E fără tine de mult, pare că s-a obișnuit. Aproape că-și dorește azi să nu te fi iubit. Și ai să mor dacă ai să o pierzi, nici măcar nu crezi. Că la anii pe care i-ai, ești prea prost să știi că pierzi. Sunt mai mic decât tine, dar mi-amintește de mine. Nu de mult să zic, eram și eu la fel de prost ca tine. Nu ridici mâna pentru a mângâia. Deschizi gura doar pentru a țipa. Lași urme de durere și rușine. Cândva am fost la fel de prost ca tine. Din cauza tatălui meu am plecat de acasă. Nu a fost neapărat o formă de revoltă. Am vrut mai mult asta pentru mine, ca să pot să merg la liceu, să-mi termin liceul, pentru că stând cu el nu rezolv nimic. În fiecare zi ceartă și băutură și stresul, nu mai pot să mai învăț, nu mai pot să mai stau liniștită, să adorm. Vorbesc cu mama, dar nu mai e ca înainte. Dacă îi spun unele lucruri, nu mă înțelege, e frică să nu vină tata să bage sau... De multe ori preferă să doarmă ca să nu mai laudă pe el și nu am cu cine să vorbesc. Tata lui, de fapt, a omorât-o pe mama lui. De multe ori când pleacă de la el, unde a rămas cu nebunia asta care a provocat-o el, nu poate să stea fără el. Indiferent, pentru ea e ceva normal. Când bea și dă în ea. A avut multe ocazii să plece de lângă el, dar nu a plecat. A spus, lasă că poate nu mai bea, poate nu mai face așa, poate s-a schimbat. Dar niciodată nu s-a schimbat. Poate o zi, două, dar după nu. O ia de la capăt. Nu știu, probabil așa a rămas el cu... E un obicei, poate, pentru el să bea zi de zi sau nu știu ce, dar pe noi ne afectează prea mult. Am sfătuit-o de mii de ori pe mama să plece. Dar v-am spus, de fiecare dată când vrea să facă asta, spune pe moment. După se ivește ceva. Nu are bani să bea sau... Ca și cum ar fi o schimbare la el. Nu e așa, e doar parcă simte și el când vrea mama să plece. Și nu mai bea sau e mai cu minte, mai liniștit și spune, ai, lasă că poate se schimbă. Ea, cum e bolnavă și a pastilele, e mai chiar una așa zi de zi. Nu prea gândește ce vorbește sau, nu știu, parcă ar fi pe o altă lume. Și nu am ce să explic atât de mult. Oricum, dacă aș lua de acolo, cred că s-ar întoarce la el. Cel puțin, hai, nu, o lună, două, trei, dar dacă l-ar vedea pe tata că nu bea sau așa, s-ar întoarce la el. Sunt 18 ani de când e cu el. Numai obișnuința aia o face să întoarcă la el. Așa e ea, mai ales că acum e mai mult mai sensibilă, e și bolnavă. Nu cred că ar pleca. Poate ar pleca, dar nu pentru mult timp. Nu ridici mâna pentru a mângâia. Deschizi gura doar pentru a țipa. Lași urme de durere și rușine. Cândva am fost la fel de prost ca tine. Nu ridici mâna pentru a mângâia. Deschizi gura doar pentru a țipa. Lași urme de durere și rușine. Cândva am fost la fel de prost ca tine. Am crescut într-o familie extraordinar de frumoasă. Fără certuri, fără scandaluri. Și vă dați seama, am cu tată vitreg. Din contră, și mai ales, să zic, și chiar când era o petrecere, din contră, tatăl meu vitreg era cel mai iubit de toată lumea, când bea un pahar. El nu ne certa, nu... Deci nu am trăit, nu am văzusem așa ceva până atunci. L-am sunat, prima oară nu mi-a răspuns, l-am mai sunat a doua oară, nu mi-a răspuns, a treia oară mi-a răspuns și am început să țip la el, pentru că de ce nu-mi răspunde? Și a zis, vreau să fiu și eu cu tine de Crăciun. L-am întrebat, se poate asta? Și a zis, bine, așa, cu jumătate de gură. Adică el nu vrea să vină la mine. Și l-a convins mama. Și a venit și a stat cu mine, s-a jucat. De exemplu, el când venea la mine înainte, uneori mai venea la mine, că îl chemam eu, că așa... Se întorc de el. Da. Așa, când venea la mine, el... Eu îi dădeam, îi ziceam, ia și ce vrei să-ți dau de mâncare, că atunci zicea că n-are mâncare, știi? Și mie mi-era milă de el.
atunci chiar n-avea. Și dădeam eu mâncare și mama îmi tot zicea că el mă minte și după câteva timp mi-am dat seama că mă mințea. Și nu i-am mai răspuns deloc. Într-un singur an, să vă zic că anul trecut, parcă. Așa, i-a plătit o singură excursie și după ce s-a rugat vreo lună de zile la școală, că se duceau toți copiii, 750, se pare. Și nu știu, i-a mai dat odată, tot așa, tot cu școala. Atât. Pensia alimentară nu o plătește. Dacă mie îmi trebuie un ban, a zis că nu mai îmi dă pentru școală, că a auzit el la știri că nu se mai dau bani la școală. Și nu mai vrea să-mi dea bani decât ca să îmi iau eu ceva. Într-o zi, când a vorbit cu mama la telefon, mama a zis că să vorbesc cu el că nu e băut. Și am răspuns, am vorbit cu el, dar a vrut să mă duc în parc, sau de câte ori a vrut să mă duc în parc, am fost, m-am plimbat cu el, dar nu m-a dus în parc. M-a dus pe la el pe acasă, m-a dus pe la prietenii lui. Și cam asta a fost plimbarea în parc. M-am întâlnit mai demult cu el și nu mi-am dat seama eu că e beat. Și mi-a zis că mă duce în parc. Și el a spus ce bea el acolo și de față cu toată lumea în mașină a început să bea. Și m-am rușinat de față cu toată lumea și eram și cu o fată. Eu o iubesc mai rău pe mami. Când o bate tati, încep să plâng și mereu când mă bate cineva, tati are parma grea, rău de tot și dă în noi câteodată. Și te doare? Da, dar când dă în cineva, între noi facem pipi pe noi, fără să vrem. Un băiat mi-a umflat ochiul așa mare. Că băieții poate să aibă o gagică, băieții poate să aibă altceva, dar fetele nu. Nu m-a lăsat să trec pe acolo și m-am prins și mi-a dat cu pumnul așa în ochi. Și mie și lui Alexandra, o fată Alexandra. Toate discuțiile și bătăile erau sub ochii lor. Absolut toate discuțiile. Când sunt bătută rău și plâng și spun, hai că o să plec, mai mami, că de când zici că pleci și nu mai pleci. Ba da, îmi spune mereu. La asta mare deja nu-i mai așa frică, că nici nu vrea să-l mai vadă. Asta mică, da, cred că are frică de el. Când termin liceul, îmi doresc să pot să fac rost de bani, să am un job măcar, dacă nu ceva stabil, să fac rost de niște bani și să ia posoara mea cu mine, să ne mutăm undeva, să poată să termine și ea liceul și să poată să fac și ea ceva. E singura soluție care o am în clipa de față ca să pot să ajung altceva decât ceea ce sunt restul de aici. Nu am altceva de făcut. Dacă mama nu a putut, măcar cu asta o încălzesc. Să fiu eu mai bine. Îi făcea poruști din toate punctele de vedere. Ești proastă. Fata era la școală, era clasa întâia și ați văzut, are nevoie de ajutor. Mami, ai să mă ajut și pe mine, că ești proastă, că nu știi să faci. Zic, dar nu așa, zic, rezolvi o problemă. Zic, copilul nu știe la început, e normal să-l ajuți. Zic, pe tine nu te-a ajutat nimeni, zic, când era la școală. Și tot timpul îi jignea. I-am zis, indiferent, nu-i tot timpul să-i zici că greșește odată, da, și să-i spui că e proastă, dar, într-adevăr, dar nu tot timpul trebuie la orice vorbă să-i spui că e proastă și nu știi să faci și că nu ești în stare să faci. Și copiii, abia, sincer să vă spun, foarte greu și-au revenit. Mai ales cel mic, când a văzut că mâncam bătaie, avea un anișor. Când a văzut ce bătaie mâncam și cum țipam, deci nici măcar la strigătele copiilor nu s-a potolit. Am hotărât de atunci să pun punct. Indiferent cât de greu este să crezi copiii singură, am zis decât așa, mai bine singură. Copiii zic să vadă ceartă și balam cu casă, să nu-i educație. Mi-am dat dreptate pentru ce s-a întâmplat. După aproximativ 2-3 ani și-au revenit încet, încet. Câte borcane va așeza bunica pe rafa? Facem 24. Împărțit. La 8. La 3, pardon, greșitea. Egal cu
nu? Da. Până aici, 1. Și acum că 36. Sora mea e de acord, mai ales dacă eu îi explic ceva, adică eu sunt singura care îi mai explic, care o mai ajut, care mai dau sfaturi sau o învăț ce să facă, sunt singura, mama nu îi dă sfaturi, mama doar întreabă, ți-ai făcut temele, ce note ai luat, ai mâncat și atât, nimic mai mult care să o ajute să o întrebe și pe ea mai multe chestii. Eu am fost cea care a stat după ea, care am vrut să văd ce gândire are, ce face pe afară sau așa, eu am fost și am avut grijă de ea cât am putut. Și eu. Și... Dar acum nu știu ce va face dacă va fi între ei. Ea cu pastilele, el cu băutură. Nu iau ca pe o traumă. Poate pentru mine e acolo undeva, dar încerc să fiu tare și să nu arăt asta. Nu îmi convine să mă recăsătoresc și să dea o palmă la fată sau să dea o palmă la băiat. Că știu cât m-am chinuit cu ei. Nu, și să încep cearta și să mă recăsătoresc și să... Tot timpul așa, am zis mai bine nu. Dar rămân așa și mi-e crezi singur. Ce meserie ai vrea să faci? Să dansez. Nu ridici mâna pentru a mângâia, deschizi gura doar pentru a țipa. Lași urme de durere și rușine, cândva am fost la fel de prost ca tine. Nu ridici mâna pentru a mângâia, deschizi gura doar pentru a țipa. Lași urme de durere și rușine, cândva am fost la fel de prost ca tine.